Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem știri noi despre Vlad Țepeș. Sângerosul domnitor Vlad Țepeș ar fi fost, de fapt, vegan. Susțin o nouă cercetare științifică. Deci când zici că era crud, de fapt, lui îi plăceau cruditățile. Da. Știi cum ar veni pe pasolățele? Mai rodea un morcov, mai trăgea în țeapă un turc. Un studiu serios, deci este un studiu serios asta, publicat în revista... De ce râs, mă? Deci mai rodea un morcov, mai trăgea în țeapă un turc. Da, foarte serios. Când ți-am venit cu studiul meu, că... Păi n-ai citat la sursa. De la francezul care fuma iarbă, că... Păi, Zangre, ai zis că bate câmpii. Nu, este un studiu publicat în revista Analytica Chemistry, un fel de gazeta matematică, afirmă că Țepeș avea odată hemolacrie, aia ce v-am zis, adică lacrime amestecate cu sânge. Da. Deci n-avea ochii roșii ca orice alt valah de la țuică. El, săracul, suferea, avea problemă genetică și în plus ar fi fost vegan sau cel mult vegetarian. Studiul a fost făcut, fiți atenți, pe baza analizelor a sute de fragmente micronice din trei scrisori semnate de voievod. Cercetătorii au făcut rost de aceste scrisorele și au izolat proteine de pe suprafața documentelor, le-au supus analizei pe cele vechi, ale mai vechi de 500 de ani. Aproximativ 16 dintre aceste molecule proteice ar fi de origine umană și cel mai probabil provin de la domnitorul țării românești, susțin cercetătorii de la Universitatea Catania din Italia. Gata, domne, acum am înțeles. Da? Deci francezul, care mi-a semnat la prima oară știrea asta la nunta de weekendul trecut, ce? Și mi-a zis că 100% totul e vero și că e mormântat la Napoli. Bașca. Mă rog. Așa? Mi-a zis, că mi-a zis că s-au prins că are hemolacrie din probe ADN luate din corespondență. Da. Și mă gândesc că ăștia și închipeau că omul lincează plicurile. Mă, nu, că nu înțelegi? Că erau plicuri cu lipici. Da, cum înțeleg că el, de fapt, asta zic, da, el, de fapt, mânca pe foi, mă. Și curgea din gură. Exact, deci cum avem noi căustări acum sau față, ei puneau niște foi. Da, și mai scria ceva pe dreapta. Și mâncai, curgea din gură și la un moment dat îi venea ideea. Sigismunde, ia, mă, asta și scrie, te rog. Și mi-a venit o idee. Cu stânga mânca un ghiveș călugăresc. Da. Și cu dreapta mai trăgea în țeapă niște ce prindea. Sau am avut noroc și în timp ce citea corespondența, da, la masă, da. Și pac proteinele. Exact. Și au zburat proteinele pe foie. Ștersul cu dosul. Și acum la Napoli au cercetat și uite, da. Da. Toți cercetătorii spun așa, dacă Vlad Țepeș a fost într-adevăr vegetarian sau vegan, alegerea cel mai probabil n-a fost luată din motive etice, cum e acum. Așa. Ci din cauza că dieta era foarte proastă la vremea respectivă. Ei. Și consumul de carne era foarte scăzut. E, probabil era vegetarian sau vegan din cauza unei diete proaste sau a sănătății precare. Deci rezultă că era un sărac, n-avea bani să-și ia un mic, o friptură. Da, n-avea nici bani de sală. Da. Și de-aia mânca salată ce putea și el. Ce prindea. Da. Și fripturi de mazăre. Cred că mâncam și mici din mazăre. Da. Și poate de-aia era și mereu atât de prost dispus. Da. Adică atâtea țepe, nici o frigăruie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.